Apropo de tinerețe, Adriana Bamuțean a împlinit 49 de ani, Doamne ajută, 49 de cotolani. Doamne ajută maica precesa, n-a vrut să facă petrecere, dar soțul ei, George, a complotat cu Ana Maria Prodan și i-a oferit o petrecere surpriză. Hai. Mulțumesc. Ani, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Mulțumesc frumos și vouă la fel. 49 de cotolani. Da. Și porcul mândrie. Păi ar trebui să mint? Păi nu, să zic că am vreo 30 pe un picior. Asta zic, câtă experiență de viață. Au trecut ani, ce repede. Au trecut. Da. Mie îmi spui. Și eu încă mai am 49. 20, de, 20 de zile mai am și eu 49. Da. Nici măcar 20. Te-ai tras parfum cu numele tău? Ce spui? Te-ai tras parfum cu numele tău de ziua ta? Da. Am auzit? Și l-ai pe tine, miroase frumos? Da. Ia, da? Păi el da. E? Da. E făcut simțit... de Denisa. Da, Denisa, care e șmecher. E foarte frumos, adică îmi place. Foreplay, wow. Păi nu e, mă, este cu dedicație. Da, da, mă. Că la ea se pot, nu? Sau ce, nu o linia ta separată? Este personalizat, se pot personaliza. Am luat și eu de la ea. Familia Aghilă, uite, mi-au adus acest cadou, ei sunt prieteni cu Denisa. Da. Vezi? Da. Ei le personalizează parfumurile. Da. Foarte mișto. Foarte mișto. Bine, și da? Denisa, știi că noi am susținut-o din prima clipă. A crescut așa de frumos. Mă bucur. Extraordinar. Și parfumurile miros, mi-era foarte cunoscut. De-aia, da. De-aia te-am întrebat. Că mi-era semăna cunoscut cu cele pe care le-am mai luat și eu. Sunt foarte frumoase și pentru cadouri. Aceste personalizări exact. Sunt... Și cutiile, tot ce trebuie. Zine cu petrecerea surpriză. Ia uite cât ai șampania. Păi cu ce putea să vină Ana dacă nu cu ceva mare? Cine e acolo, Claudia? Că din ce știm, era obinuită cu mare. Jessie. Deci George a complotat. Da. În America se fac astfel de petreceri. Normal. Noi vedem în filme genul ăsta de petreceri surpriză în care sărbătoritul intră într-o încăpere și toată lumea e cu baloane, cu happy birthday. Da. Știi, frumos. E, n-am avut parte niciodată de așa ceva în viața mea. Am făcut surprize altora, e adevărat, dar mie nu mi s-a făcut. Sunt surprize. Frumoase, dar mie nu-mi place. Eu vreau să controlez totul, știi? Adică mă, păi și eu începusem cu controlul, după aia... dar pe cutare n-ai chemat-o, pe Georgiana n-ai chemat-o, pe aia de ce nu, ăla de ce nu. Și zice, frate, m-am zăpăcit, n-am vrut să-ți umblu un telefon. Așa, și dacă umblai în telefon, ce? Trebuia să umbli în telefon? Da, sunt frumoase. Sunt frumoase, frumoase surprizele astea, sunt foarte frumoase. Uite, ni s-a alăturat și George. Unde este? E plecat? Nu, e acasă. A, e acasă. A, e, are grijă. E de dacă. E de dacă. Salut. Salut, George, și felicitări pentru reușita, pentru reușita petrecerii. Da, și vreau să le mulțumesc la toți invitații că, de fapt, cu toți am complotat, că o trebuie să ținem mare secret ca să nu... Asta e problema, să nu se spargă nimeni în anchetă, știi? A deci fost greu? Deci tu dai seama că nașii noștri de la Cununie au venit de la Suceava la București și au plecat înapoi? Și m-au sunat să-mi spună la mulți ani și zic, de acum e pe la voi, a, plouă, rău de tot, e nasol. Și erau aici? Familia Mitrucă grămadă, știi? Foarte și erau aici. Foarte tare, astea sunt frumoase. Vezi? Foarte frumos. Niște gesturi... Dar când am intrat acolo, pentru că am intrat în localul respectiv și nu se vedea masa, era mascată de bar. Barul fiind în centru și fiind o chestie înaltă, așa. Măi, și în spatele barului era câta mai masa și când i-am văzut pe toți, deci am avut așa și un sentiment, te rog frumos, mi s-a tăiat răsuflarea. Mi-au dat lacrimile. Da, da, am avut și eu la 40 de ani parte de așa ceva și tot așa au venit, dar au venit copii din copilărie, foști, colegi de la evenimentul zilei, de la liceu, de la... nu-ți vrea să crezi. Este mișto pentru sărbătorit, foarte greu pentru organizator. Cum ai reușit, George, să-i faci pe toți să... Și cum ai dus-o pe ea acolo? Greu. Deci am... Deci, ca să fiu mai exact, a fost pe 28 aprilie, cred că joi dimineața era și știam că vine ziua lui Adriana, zic. Și zic, primul lucru zic, la care m-am gândit, zic, uite că am numărul lui Ana Maria, știi? Da. I-am trimis un mesaj, ea imediat m-a sunat înapoi, am spus, uite, asta vreau să fac, asta și asta. Și din momentul ăla... Ați pornit motoarele. Foarte, a mers foarte, foarte, foarte ușor. Deci am comunicat, am trimis texte la nașii noștri, la familia Ghirlă, familia Grămadă, la cine mai reușit să strâng pentru Adriana, dar aș vrea să am mai mulți invitați, dar nu am vrut să îi intru în telefon, să încep să-i caut în telefon. Asta ne spunea, da. N-am vrut, pentru că știi cum e...
Nu, suntem soț și soție, dar totuși e partea aia de intimitate pe care nu-mi place să mă... Absolut corect. Am zis că dacă e cineva să mă înjure, să zic că să mă înjure acum, bă, că nu m-ai chemat și pe mine acolo, nu m-ai chemat, ăsta este motivul. Nu ai avut contactele lor, da, da. Nu am avut contactele lor, știi? Și am trimis text la toți care am vrut să vină, care am avut numele lor de telefon, da. Și... din momentul ăla a fost doar prin comunicare și așa am organizat totul ca să ajung la 8 și un sfert să intru cu ea pe ușă la restaurant. Ce i-ai spus? Ce i-ai spus? Unde Vai mergeați de fapt? Meu. De ce vreau să mă îmbrac în pijama? Toate. Să mă culc. Iată, cel mai greu după ce pui totul la punct este, bă, neprevăzutul la care se întâmplă fix în ziua aia. Bă, nu vrea să vină sau nu are chef și atunci... Deci să te dai seara înainte a început să mă bobineze. Mâine e ziua ta. Vreau pe seară să mergem noi doi la un restaurant. Hai, bă, George, aici dată. Era ok, da. Zic, hai, lasă-mă că mergem noi altă dată, că sunt obosită, că nu știu ce. Dar crede-mă, vreau să mă... N-ai bănuit nimic, nu? N-am bănuit nimic. Decât mi-a filat lampa așa, că l-am văzut că se îmbracă la costum. Și zic, bă, ce ai? Păi zice, am costumul ăsta, nici nu l-am purtat în România de când l-am adus. Hai să-l port, că e ziua ta, mergem, ne facem noi o poză frumoasă la un restaurant. Am plecasem cu ceva lălâi pe mine, oricum, într-o mare. Că ai zis, bă, dacă tu ești în costum, trebuie să vin și eu mai elegant. Da, și zic, bă, dacă stai în costum, nu pot să vin așa în halul ăsta. Hai să-mi iau ceva. Și zice, unde mă duce? Da. Zic, dar unde mă duci? Ei, aici, aproape, am făcut o rezervare. Dar unde, omule? Ei, nu pot să spun, nu mai știu cum se numește. Am găsit eu pe net și am zis, mă duci în vreo bombă. Nu, te duc undeva frumos. Cu costumul nu era bombă. Da. Adică el era bombă cu costum. Da. Bomba nu era bombă. Zic, da, dar nu vreau să merg, lasă, mergem altă dată, da. Când o să mă simt bine, când n-o să fiu obosită, nu, că n-are mica, că luăm un pic de fresh air. Deci a stat să mă roage o jumătate de oră până m-am îmbrăcat, stai să mai-mi dau cu ruj, stai că nu stă părul, nu stătea părul, deci eram vai de capul meu. Am fost cu o zi înainte și la protest, am umblat în tot Bucureștiul pe jos, deci imaginează-ți, știi, eram varză. A doua zi de dimineață... Trebuie să fii foarte inventiv în momente de astea. Nu știu cum a reușit. Da, te rog. Eu am avut parte de două petreceturi. Aia la 40 de ani a fost într-un club, dar era clar că mă duceam cumva la club să o serbezi. Nu mă așteptam să găsesc. 80 de persoane au fost acolo. A fost ceva așa. Dar una înainte era, mi-a organizat-o într-un cadru mai restrâns, dar trebuia să o facem la noi acasă. A zis aia, era mult mai de mult. Și Monica s-a chinuit, bă, cum să mă scoată din casă? Bă, ghinionul era că era într-o sâmbătă și se juca Steaua Dinamo. Când erau Steaua Dinamo, bă, meciul. Da. Eu la Steaua Dinamo nu mă uit. Mă uitam. Când erau pasiunile alea mistuitoare, singur. Bă, singur, nu vreau să mă deranjeze nimeni. Singur acasă. Bă, cum îl scoatem pe ăsta? Așa complotat cu nașii mei. Cipriane, oleu. Și au pus pe afiș la intrarea în bloc anunț de la RCS RDS. Nu crezi. Ba da. Ne cerem scuze. Bă, pe tot blocul. Deci au început aia să sune. Ne cerem scuze, dar în această seară vor fi perturbări de semnal din cauza unor lucrări de mentenanță. Căcat ce am mai scris acolo. Eu când am venit pe la prânz, mamă, nu pot să văd meciul. Trebuie să găsesc undeva să mă duc să mai... Și așa m-au scos în casă ca să poată să-i bage pe tot. Am mama știind, când m-am întors acasă... Și nu s-au dus și la vecini? Să nu luați în considerare... Bă, stai să vezi că m-a dat mama de gol și suna telefonul, bă, băiatul. Și când am intrat în casă, ăia stăteau toți pitiți în living, după cum se stă când stai într-o casă, știi? Țâr, pe vremea era telefon fix, pe vremea aia. Mama m-a sunat pe fix. Că ți-a zis de mult, acum vreo 15 ani. Ce fai la mulți ani? Cum e la petrecere? Bă, deci săraca... I-a spart surpriza, bă, cu două minute înainte. No, și eu zic, e bine la petrecere. Și când am intrat, deja eram, știam, zic, bă, mi-ați făcut-o. Dar de asta spun, felicitări, George, este foarte, foarte greu, pentru că neprevăzutul este cel mai greu de manageria. I-a ieșit, deci atât. Așa, și de evitat, da. Deci ai reușit să te duci, nu? Hai, te rog, hai, îmbracă-te, fă-mi mie plăcerea asta, hai că e ziua ta, hai, nu știu ce. E, până la urmă m-am îmbrăcat. Și am plecat, hai, nu zice că am comandat taxi. Zic, ok, dar ai zis că e aproape. Nu, că ești pe tocuri. Și tot așa, verișoara mea era în fața restaurantului. Vezi câte momente la care nu m-a văzut, s-a întors pe călcâie ca să n-o văd. Să n-o vezi. Da, adică chestiile astea. Da, a fost frumos. Seama ce putea să dea totul peste cap. Da, păi nu spun un amănunt. La mine maică-mea cu telefonul ei pe fix. Da, chiar că soțul ei, Gianni,
ne-au văzut și atunci ea imediat zice, hai să ne întoarcem, știi? Deja după aceea. Da. O mers bine, am cu toți cu care am comunicat, cu o mers bine. Da. Și... Vezi că ai ridicat ștacheta, la anul face 50, atunci acolo va trebui să fie o surpriză. Mai vedem. Îți dau eu o idee, în America ar trebui. A fost bună șampania aia, șampania aia. Șampania este de la Ana Maria Prodan. De 10.000 de euro? Nu știu cât a dat pe ea, dar s-a băut. Bine, Ana e și asociată la magazinul cu băuturi, presupun că abia și ia un discount. Ana Șughilă, da. Măcar adică am fost în familie acolo, înțelegi? Da. Cât ți-a fost până la urmă? Păi n-am fost foarte mulți, dar am fost în familie. Cât? 10-11. Ah, ok. 10-11 am fost, da. Deci șansele să răsufle nu erau foarte N-au mari. Fost foarte mari, N-au da. Fost foarte mari. Mi-a dat de gândit că s-a îmbrăcat la costum, zic, mă, dar ce are? Și noi oricum suntem, că așa suntem noi. A venit să ne uităm la orice amănunt. Să stea cu băiatul, a venit și cu băiatul verișoare. Și ea ai dat de gândit. Și ea zic, bă, zic, dar duminică seara, zic că de regulă ei îl pregătesc de școală pe al lor. Nu a fost, era duminică. Da, zic, duminică pe la 6-7 să vină unchii meu. Zic, dar ce-ați pățit? Ba, păi nu, că le e dor la copii să se vadă că nu s-au jucat și le e dor să se joace, zic, dar la ora asta? A, nu, că nu stă mult, pe la 8:30, 9, gata, plecăm acasă. Și zic, băi, George, dar e 8. Nu, că l-am rugat pe tataie să mai stea un pic. Că vine să-l ia mai târziu pe David, că nu știu ce. Zic, ok. Zic, bă, George, unde mergem? Că nici nu ne apucăm să bem un pahar de vin. Și trebuie să ne întoarcem. Și trebuie să ne întoarcem. Hai, lasă că vedem noi, că nu stăm mult. E, până și la... nu te-ai gândit în momentul ăla, măi, ia să... Lasă că dacă e, pe lista de obligații și drepturi... I-a făcut o listă de obligații și drepturi în căsnicie. Cui? Deci, e fișa postului, fișa postului soție. De soț. Nu e listă de obligații și leșini, drepturi. Leșini, dacă... Dar e foarte adevărată, deci stai puțin. Ceea ce vorbim noi între noi, de fapt, nu-i... Da. Să zici că e list fi postului la planton. Știi cum e la planton, de aia e nu. Deci începi o relație cu cineva, o persoană pe care nu o cunoști foarte bine, dar cu care, să zicem, vrei să începi o relație, da? Păi nu trebuie să vorbești cu persoana aia. Mă, omule, tu ce vrei? Vrei să ai o relație monogamă cu mine? Vrei să fim fideli sau nu? Spune-m ca să știu. Da. Vrei, cum vrei tu să dormi? Pe partea asta de pat sau pe asta la altă? Spune-m ca să știu. Cum îți place? La căldură sau la frig? Da, ești călduros sau friguros? Este importantă, dacă nu le stabilești din timp, e ca în orice contract, e o contractare a relației, de fapt. Prima pagină. Dacă nu stabilești din timp ce ai de făcut în relația respectivă, formă, degeaba te plângi. Ultima oară când am mai văzut așa ceva, a fost la... Zi-mă, cum îl chema? Nu la Marcel Toader, mă, Dumnezeu să o odihnească, la zi, băiatul... Tu tai căsu. Cântăreți amândoi vestiți la Geambașu. Călin Geambaș. Călin Geambaș, nu, cum îl cheamă pe cel? Călin Geambaș. Dar Petre, tai, toate Petre, tai, Călin, tot nimeni zic Petre Geambaș și formația Star 2000, ca și a reușit să știu care e Călin, care e Petre. Călin, care îi pusese nebeții, l-o pusese să semneze. Dar niște nebuni. Bă, niște nebuni de clinice. Dar nu sunt nebuni, sunt lucruri absolut. Nu, la tine da, nu, dar atunci stabilești cu partenerul. Că veți fi fideli amândoi în relație, da? Asta nu-i de la înțeles, nu e subînțeles într-o relație, că fidelitatea e o condiție. Da? Ca să-i spui să acel... Nu poți... Deci omul zice, băi, eu nu, de fapt, eu nu sunt fidel din firea mea. Mie îmi place să experimentez, mie îmi place să am mai multe... Păi și dacă a semnat o hârtie, gata, dar ideea trecută. Dar n-a semnat nicio hârtie. Nu, au discutat despre asta, adică în sensul e o înțelegere verbală. Dar mie asta îmi place. Știi care mi-a plăcut mie cel mai mult? Ca drepturi, fii atent, drepturi. Dar nu știu de ce e cazul. Ai dreptul să nu George spui nimic. George poate refuza partidele de amor dacă nu are chef. Păi se întâmplă? Dar e și dreptul meu și dreptul lui ăsta. A, ok. Deci e și reciproca valabilă. Deci astea niște discuții pe care le-a setat voi la început ca să fie relația cum trebuie. Exact. Păi ai voie să repui. Păi asta oricum să... Păi dar nu se subînțelege. Te lovești de ele de-a lungul relației. Asta spun, că nu se subînțelege, trebuie să le stabilești. Nu că se subînțelege, te lovești de ele, nu trebuie să le scrii de la început. Da, dacă te lovești de ele și n-ai din start stabilit ce trebuie, s-ar putea să iasă cu ceartă. Se supără. Da, la fel, e un punct important. Păi ai pus și câte ori are voie să refuze? A, nu, de regulă păi, nu tot, refuză. Tot iese cu cea. Păi el nu refuză, că el e bărbat normal. Dar tu uite, refuzi. Eu odată l-am refuzat, i-am zis, iartă-mă, dar sunt foarte obosită și nu mai pot să mișc nici capul. Deci odată pe lună, sau cum e, ca la... S-a întâmplat și m-a înțeles, adică n-a zis, haide, treci, că eu vreau acum. Cum fac unii, da? Că unii fac ăla o altă femeie, da? Ăla e viol. E viol domestic, e viol da. Și între da, da. Ceea ce nu e ok. La fel, am stabilit o regulă și vă recomand să o faceți și voi.
Domne, nu se bagă nimeni în relația noastră. Nu, eu ziceam că cred că vine implicit. Nu. Dacă vine te implicit. Iubește, nu trage de tine. Nu vine implicit. Dacă nu stabilești din timp, ori mă la zice, bă, dar n-am stabilit asta. Nu m-am gândit că tu vrei așa. Că omul înțeleg nu-i mafalda da, să înțeleg zică, ce spui, să dar pare prea, prea... Iubirea nu e matematică. E un pic larg așa, știi, pentru că nu poți să spui că tu vii acasă, să nu la el, acasă, la bărbat. Îl prinzi cu una în pat și el surprins, zice, mă, că n-am știut că trebuie să... Stai că nu-l auzim pe George. Mai zi o dată, George, tu. Auzi, hai că deviem de la subiect. Noi acum vorbim de ziua lui Adriana. Păi nu, stai că avem mai multe subiecte, nu? Da, uite, că poate fi un exemplu bun pentru alții, da, alții la început. Dacă nu-ți convine ceva, bă, nu-mi place, că-ți lași și ciorapii până aruncați în baie. Bă, da, bă, dar astea sunt chestii de bun simț. E clar că nu-ți place să vezi chiloți pe plantă. Începe cearta. Ea este îmbufnată că el își aruncă în fiecare zi ciorapii pe lustră. Colacu. Și el o întreabă. Bă, dar ce-ai pățit? Bă, nu... Și cum ai stabilit? Ai zis, bă, să nu fie așa ceva în casă. Dar nu-mi place. Ești un împuțit, porcule, măgarule. Da. Începe cearta. Corect. E numai bine stabilești din timp, bă, băiatule. Deci ce să stabilești? Pui ciorapii la locul? Asertiv se numește. Adică asertiv, frumos. Da. Îi spui frumos, uite, mie nu-mi place așa, mie îmi place invers. Pe neîntâmplate, cum ar veni. Neîntâmplate. Noi până acum ne-am potrivit din multe puncte de vedere, adică avem foarte multe puncte comune, principii comune. Ne place inclusiv să dormim la căldură. Suntem amândoi monogami. Suntem fideli în relație. I-am spus, dacă vrei să te duci la Zambilica, dus, ești frate. Nu te mai întorci. Nu mai e drumul de întoarcere și eu la fel. Și asta e dacă o normalitate. Dacă mă duc la Vasilică, acolo rămân. Da, știe foarte, mi-a zis foarte clar că el n-ar putea să treacă peste o infidelitate. Păi sunt puțini care trec, normal că evident, nu. Da. Și nu e firesc să discuți lucrurile astea la început. Nu, da, sunt induse astea. O căsnicie induce toate regulile. Repet, asta e greșeala pe care o fac oamenii în relații. Și de asta cel mai multe relații și căsnicii sunt nefericite. Pentru că oamenii nu stabilesc. Dacă ai de vorbit cu cineva, George, poți să te duci, nu-i problemă. Ceea ce-și doresc. Nu, e ok. Okay. Înțelegi? Dacă mie îmi plac lucrurile clare, dacă stabilești clar cum va fi relația ta, după aia n-ai decât să te ții de fișa postului. Nu am nimic împotriva ăsta. Mi se pare doar că chiar dacă le stabilești, dacă e, Doamne ferece, se întâmplă, adică nu se ține cont. Aia și mai mult decât asta. Da, exact. Aia se numește minciună. Exact. Asta o stabilești când te duci la preot și ți-a pus... Și să treci peste un episod sau altul. E la fel altceva. Dar e punctual. Bă, avem un contract, am stabilit niște lucruri, niște principii de la bun început. Dacă nu te mai ții de ele, s-ar putea să mă gândesc și eu ce o să fac sau nu o să fac. La fel e un punct important să nu se bage aparținătorii în relație. Fiecare, deci eu când am început relația cu George, fiecare din aparținătorii mei a început cu sfaturi, cu presupunere. Ce înseamnă aparținători? Părinți, familia rugită, prieteni. Mă își dau toți cu părerea despre prietenii nu sunt aparținători. Prietenii nu sunt aparținători, părinți. Familia lărgită, da? Și prietenii și cunoștințele și așa mai departe. Și eu le-am zis tuturor, normal, nu te vă bani. Mulțumesc pentru sfaturi, dar îmi iau singură deciziile. E capul meu de pereți. Dacă o să am nevoie de un sfat de la voi, vi-l cer eu. Nu-i nevoie să vă bateți gura de pomană, să mi-l dați. Da. Și nu-i nevoie oricum să... nu te schimbi după gura lumii la 4-9. Exact. Nu-i nevoie să intre nimeni în relația mea. Să-mi spună, a, dar n-ai făcut bine aici. Dar schimbă nu știu ce, dar pune vaza aia. Auzi, Adriana, tu crezi că ai făcut astea friptă fiind prin de ce ai trăit? Nu neapărat. Adică ai fi făcut nu oricum? E vorba de asta. Nu, e vorba că mi se pare corect să stabilești... Te rog, stai să-l auziți pe George. Te rog, George. Da. Auzi, ca să completez și pentru Adriana. Deci vreau să înțelegeți că nu am stat propriu-zis la o masă. A, sunt convins. A fost o discuție lejeră, la un normal. Vorbim aia, deci... Normal. Pot să zic, ori cred că am fost, nu știu, la albă-verde, sau eram în pat, sau... De asta sunt convins. Dar sunt discuții lejere. Da, nu a fost ceva crispat. Ca la tribunal, ia să vedem, hai să scriem, hai să... Nu, stabilești principiile. Ce principii avem noi? Suntem fideli. Ce principii mai avem? Nu se bagă ăla în relație. Ce principii mai avem? Noi doi stabilim ce facem, noi doi stabilim cu finanțele, cu viitorul, noi doi, eu cu tine, stăm de vorbă, ne dăm cu capul de pereți până găsim soluția optimă. Da, frate. Și în rest, dacă vrei să-mi faci o surpriză, îți mulțumesc. E o candoare în tot contractul ăsta, dacă stau așa să te ascult. Da, foarte mișto și funcționează. Este ca la îndrăgostiții de la început, de la 18 ani. Dar le-am pus că ei au spaima vieții viitoare. Nu e plecat din nicio spaimă, e plecat, de fapt, dintr-o clarificare. Eu am clarificat lucrurile din prima seară. El în prima seară mi-a zis, eu o să mă însor cu tine. Bravo. Și am zis, ok. Hotărât. Okay, dar condițiile mele sunt astea. Uite cum, ce-ți propun eu. Dacă tu ești de acord, bine, dacă nu, aia e.
Da. Eu nu te forțez să faci ceva. Tu ai venit cu vreo condiție, George? Condiție. La discuția asta lejeră așa, cu vreo dorință, poftim. No. Condiție sună urât. O dorință. Cam ceea ce a spus Adriana, cam aceeași condiții, poate. Nu vreau să zic condiții, poate tot aceeași. Dorințe. Ordele, a scris puși, da. Dorințe. Dorințe, da. Total. Cam, deci am fost în parametri amândoi, deci nu am fost... Da. Nu, deci... Da. O mers foarte ușor, știi? Da, asta zic. Ne-am și completat. Asta încercam să spun, că poate nu era nevoie. Era nevoie, pentru că, uite, de exemplu, am stabilit inclusiv dacă o să ieșim foarte mult în oraș seara. Lista e deschisă? Adică acum puteți adăuga poți pe ea adaugi, diferite... Poți să scoți, poți să faci ce vrei tu. Că dacă poți să scoți ca iepurașul, poți să mă șterg și eu, ștergele bătate. Poți să recontractezi, da? Poți să recontractezi, să zici, bă, m-am sucit, eu nu mai vreau așa, vreau invers. Dacă și celălalt e de acord, e ok. Nu, nu e vorba de asta. E vorba dacă mai adaugi pe parcurs lucruri la care nu te-ai gândit. Mai poți să adaugi. Da. Sau să faci o recontractare o dată pe an sau de două ori pe an, ceea ce e foarte bine. După 6 luni de relație, să-ți întrebi partenerul, bă, mai vrei cu mine? Să-ți reînnoiești certificatul. Practic, cum spuneai tu, că ar trebui să fie cu valabilitate redusă. Da. Nu, dar poți să-l întrebi, bă, mai vrei, ți-a plăcut până acum? Dar tu simți, Adriana, okay. Orice om simte dacă mai vrea sau nu mai vrea. Da, dar mai bine spune decât să-l vezi. Dar nu spune nimeni dacă nu mai vrea. Ba, dar eu aș spune, bă, nu mai vreau. Dacă nu n-aș mai simți direct. Că vreau, aș spune. De ce să-l mimpă la de lângă mine? N-are nicio vină, bietul om. Uite, săracul, poate în cazul ăsta, bă, vrei să-mi faci să bem de ziua ta? Și el ar fi zis nu, că pregătea o petrecere surpriză. Uite, vezi? Pot fi încălcate regulile contractului. Asta e altceva și mie îmi plac. Te-am scos, George, cu asta. Dar mai dai ceva de șampanie. Da, de ce să fii pus în niște situații pe care să nu poți să le gestionezi pe moment? Da? Știu ce spui, da. Nu-i mai bine să le discuți frumos ca oamenii... Ăsta e mai degrabă un model american, George, nu-ți se pare? Deși n-a fost ideea ta. Dar știi, și nu-i militarie, să spun că e o militarie. Nu, dar ei sunt cu precontracte nupțiene. Mai adaugi la listă cum mai pune niște epole sau ceva. Corect. O venit natural la noi, la mine și la Da, avem și fișa postului și pentru copii, și pentru socru și soacră. Și...